Andreea. Zanzibar nu mai reprezintă doar o destinație de vacanță unde românii cheltuiesc sume mari, ci și locul în care mulți se stabilesc pentru a deschide afaceri profitabile și a câștiga bani. Cu sumele împrumutate de la bancă sau cu banii luați de pe urma vânzării caselor pe care le aveau în țară, mulți au plecat la mii de kilometri depărtare de casă și au început să reconstruiască bungalouri părăsite și pensiuni sau să ridice hoteluri, restaurante și cofetării. Urmăriți un reportaj realizat de colega mea, Maria Linda. Este pentru mulți paradisul vacanțelor tropicale. Este arhipelagul care îți taie răsuflarea prin albastrul oceanului și nisipul alb sub palmierii de cocos. Este locul pentru care mai nou mulți români au început să-și lase în urmă casele, prietenii și joburile din România pentru a se stabili și investi acolo, în Zanzibar. Zona se confruntă cu sărăcie cruntă și corupție, ambele specifice țărilor africane. Câștigul mediu lunar cu greu trece de 350 de euro, iar sursele de venit sunt puține și vin din turism, pescuit și agricultură. Pentru mulți străini, acest trai poate fi derutant, dar nu și pentru români, care au văzut pe loc potențialul uriaș al arhipelagului și nevoia de investiții. Există oportunități multiple. Gândiți-vă la România în anii emergenței ai capitalismului. Aici mediul administrativ nu este în totalitate rigid, pur birocratic. Mai există și flexibilitate din partea autorităților. Alex Fote a ajuns pentru prima oară pe insulă în urmă cu 4 ani. Acum locuiește în Paje, unde a investit și a luat în administrare un întreg hotel. Am ținut cont de cât de bine e construită clădirea, gradul de uzură, infrastructura de care dispune. În loc să te apuci să construiești aici o casă, să faci o proprietate de la zero, trecând prin toate furcile caudine, mai bine cumperi ceva gata făcut. Este schema pe care urmează cei mai mulți dintre românii care investesc în Zanzibar. Am văzut oameni făcând bani și afaceri de succes aici cu un capital de start de 20-50 de mii de euro și alți oameni dând o bară cu sute de mii sau poate chiar mai mult. Pentru a-și pune pe picioare afacerea, Alex a apelat la o întreagă echipă de avocați, consultanți, arhitecți și muncitori locali. Dorința de reușită în acest paradis exotic l-a făcut să treacă mai ușor peste toate obstacolele. Cel mai comun factor de stres este diferența de tempo sau de ritm a vieții și a muncii. Ce în România faci într-o zi sau două, aici îți ia 3, 4, 5 sau poate o lună. Și Corina a mizat pe o afacere în paradisul exotic. În Zanzibar a ajuns cu un contract de muncă în urmă cu 5 ani. Fiind un patiser cu experiență, și-a deschis în urmă cu 9 luni propria cofetărie, iar acum face cozonaci, torturi și plăcinte pentru toți cei care îi calcă pragul. Cozonacul nu este ca la noi acasă, cu muci, cu rahat. Aici l-am reinventat un pic, am făcut un cozonac exotic, migdale cu mango. Multe dintre rețetele românești au fost reinventate acolo. Clienții Corinei sunt turiști străini, rezidenți și localnici, care adoră mai ales cozonacul românesc. Corina nu intenționează să revină în țară, iubește Zanzibarul, iar afacerea pe care a mizat s-a dovedit în final un adevărat succes. Guvernul zanzibarez a anunțat recent că vrea să sprijine și mai mult în viitorul apropiat investitorii străini care vor să dezvolte proiecte în turism în condițiile în care numărul investițiilor crește, iar valoarea proiectelor se ridică la mai multe milioane de dolari.